Dragi ascultători, iată ne pornim pe un nou drum în itinerarul nostru ce urmează cuvântului Dumnezeu. Am parcurs până acum câteva etape, ca să spunem așa, unde am făcut cunoștință cu modul în care a fost creat această lume. Dar tot atunci am văzut dragostea cu care Dumnezeu a înconjurat omul. Aceste iubiri, omul i-a răspuns cu neascultare, și din această cauză, Dumnezeu a fost nevoit să pună o distanță între el și om. Totodată a oferit omului posibilitatea refacerii relației avute cu Dumnezeu. De aici începe planul lui Dumnezeu pentru izbăvirea omului, amenințat acum de moarte din pricina păcatului. Acest plan al lui Dumnezeu începe încă din Carta Geneza, carte în care am făcut deja cunoștință cu toate aceste lucruri. Am sărit apoi peste câteva cărți pentru a ajunge în Noul Testament, acolo unde Evanghelia după Matei prezintă punctul culminant al planului lui Dumnezeu pentru izbăvirea noastră. Astfel, acolo am aflat cât de grozav este păcatul nostru, și faptul că numai Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, poate să ne izbăvească de acest păcat. Ne-am întors apoi în Vechiul Testament, unde Dumnezeu continuă desfășurarea planului anunțat încă din geneza, și care acum cunoaște o nouă etapă. În Cartea Exod, facem cunoștință nu doar cu poporul evreu, poporul ales de Dumnezeu pentru împlinirea planului său dar facem cunoștință și cu caracterul său prezentat prin legile date poporului evreu. Aici înțelegem de ce a fost nevoie de Domnul Isus și jerfa lui. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și nimic nu poate satisface această sfințenie cu excepția Fiului Său jerfit pentru noi. Tot pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Isus, îl prezintă și Marcu, cel pe care, cu ajutorul Duhului Sfânt, îl însoțim în noua noastră etapă în cadrul Noului Testament. Suntem, deci, la Evanghelia după Marcu și vom afla noi lucruri cu privire la viața Domnului Isus. Spre deosebire de Matei, Evanghelistul Marcu se adresează unei categorii diferite de oameni. El nu scrie pentru evrei, cum a făcut Matei. El nu scrie unui popor avizat, unui popor informat despre temele prezentate de el. Probabil că în acest prim capitol din Evanghelia după Marcu, pe care îl abordăm astăzi, există un conținut mai dens decât în orice alt capitol din Biblie, în ceea ce privește evenimentele prezentate. Numai în primul capitol al primei cărți din Biblie mai găsim atâtea aspecte importante abordate. Acest prim capitol din Evanghelia după Marcu acoperă lucrarea lui Ioan Botezătorul, care vine după referirile la profețiile din Isaia și Maleahii. După aceea urmează trecerea în revista primului an al lucrării lui Isus și îl urmărește până într-o zi agitată de sabat. Capitolul se încheie cu lucrarea minunată de curățire a reprosului. Acest capitol dens frapează prin absența genealogiei, spre deosebire de Evanghelia după Matei, unde aceasta este atât de bine prezentată. Am văzut deja de ce. Un rege trebuie să aibă o genealogie, însă un slujitor are nevoie de referințe nu de un certificat de naștere care să ateste originea nobilă. Nu se pune problema strămoșilor Domnului Isus, pentru că importantă este capacitatea sa de a duce la îndeplinire slujba încredințată. Jehova, slujitorul, este creonat aici prin realizările sale. Și la urma urmei, romanii sau alți străini nu aveau de ce să fie preocupați de genealogia lui Sus trasată până la Avram. Înainte de a începe să parcurgem textul Evangheliei după Marcu, să cerem lui Dumnezeu să ne aducă într-o relație vie cu Isus, pentru că El este Cel la care vom privi. A.G. Gordon a scris, Privirea simplă mântuiește, dar privirea cu luarea minte sfințește. Iată primele cuvinte ale Evangheliei scrise de Marcu. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, Iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Aceasta nu este nici începutul lui Ioan, nici al lui Isus. Este începutul Evangheliei, când Domnul Isus a venit pe acest pământ, a murit pe cruce și a înviat. Pentru că aceasta, dragi prieteni, este Evanghelia. În Scriptură sunt relatate trei începuturi. Să vedem care sunt acestea în ordine cronologică. La început era cuvântul. Găsim lucrul acesta în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. Aici este vorba despre un început nedatat, un început înainte de timp. Mintea omenească nu poate decât să orbecăie. Este ceva mai degrabă logic decât cronologic, pentru că, după cum gândesc eu, trebuie să existe întotdeauna un pas anterior celui prezent. De exemplu, dacă văd un avion în aer, mă gândesc imediat că există și un aeroport undeva. Chiar dacă nu știu unde este, sunt sigur că există undeva un aeroport de pe care a decolat acel avion. Tot așa, când mă uit în jur la acest univers, știu că a avut și acesta un punct de pornire, la un moment dat în timp, și că undeva există un Dumnezeu. Dar nu cunosc nimic despre acel început. Dumnezeu vine din veșnicie să ne întâmpine. Eu nu pot decât să fac marcajul din acest punct de întâlnire cu Dumnezeu atât de departe în timp cât mă poate purta pe mine gândul și să-mi dau seama că El era deja acolo înainte de acel moment. Să trecem la următoarea relatare cu privire la începuturi. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza, versetul 1 din capitolul 1. Acesta este momentul în care pășim din veșnicie în timp, deja. Cu toate că foarte mulți oameni au încercat să stabilească vârsta acestui univers, nimeni nu cunoaște cu adevărat data începutului acestuia. Presupunerile oamenilor variază între 6.000 și 3 miliarde de ani. Știm atât de puține. Când vom ajunge în prezența sa și vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți, ne vom da seama că am privit ca într-o oglindă, dar închipând un cos. Sunt convins că ne vom minuna de ignoranța și de lipsa noastră de înțelepciune. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț. El are din belșug timp la dispoziție. Cel de-al treilea început despre care vorbește Scriptura este începutul prezentat de Marcu. Astfel începe el Evanghelia Sa: începutul Evangheliei lui Isus Hristos. Lucrul acesta este oarecum echivalent cu ceea ce spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 1. El spune cam așa: Ce era de la început? Adică, aici avem deja o dată. Acesta este momentul precis în care Isus Hristos a luat trup de om. Isus Hristos este Evanghelia. Imediat după aceea, Marcu citează două profeții din Vechiul Testament. De fapt, Evanghelia sa are foarte puține profeții. Motivul este foarte simplu. Romanii știau foarte puține despre profeții, dar evanghelistul face acest lucru pentru a le arăta că acela despre care vorbește nu are nevoie de o genealogie, dar are nevoie de referințe. Astfel, Marcu arată că referințele sale merg până la Isaia și Maleahi. Acum, Marcu se ocupă de Ioan Botezătorul, Atât el cât și evanghelistul Ioan afirmă că venirea lui Ioan Botezătorul a împlinit profețiile cu privire la cel ce va fi predecesorul lui Hristos. A venit Ioan care boteza în pustie propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, spune Marcu. Aș dori să fim atenți puțin la cuvinte pentru ca să putem pătrunde întreaga semnificație acestui verset. Ioan a propovăduit pocăința și botezul spre iertarea păcatelor, nu pentru iertarea păcatelor. Lucrarea lui Ioan Botezătorul avea un caracter pregătitor. Îi pregătea pe oameni pentru venirea Domnului Isus Hristos în lume. Isus Hristos este Cel care înlătură păcatele. Dar priviți la lucrarea lui Ioan. Toți ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și în prejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Popularitatea lui este într-o permanentă creștere. Ioan Botezătorul era un om remarcabil, nu numai datorită mesajului său, ci și datorită ținutei și regimului său de viață. Acest om fusese pus deoparte pentru această lucrare. El făcea parte din seminția preoților, era levit, și se aștepta de la el să slujească în templul din Ierusalim. Dar Dumnezeu l-a chemat să fie profet și iată-l predicând în pustie. Și oamenii vin să-l asculte. În ziua de azi am plasăm bisericile în mijlocul unei comunități, acolo unde oamenii obișnuiesc să se adune, unde există o congregație. Sunt de părere că locașul de închinare trebuie să fie accesibil. Ioan nu s-a bazat deloc pe această teorie. El se afla foarte departe în pustie, iar mulțimile de oameni veneau la el. Dar să mergem mai departe. Ioan propovăduia și zicea, După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Aceste versete ne descoperă câte ceva din caracterul cu totul remarcabil al acestui om. El agita mulțimile. Era un om ieșit din comun și puternic și totuși un glas singular. Observați merenia lui. Ioan Bătozetorul era un om smerit. Însă între el și Domnul Isus este totuși o diferență. Botezul. Botezul adevărat este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul ritual este botezul cu apă. Botezul cu apă este foarte important astăzi pentru că este o mărturie. În Evanghelia după Matei am învățat că Domnul Isus a fost botezat pentru a se identifica pe El însuși cu omenirea. Observați însă cât de simplu îi face Marcu prezentarea Domnului Isus, intrarea lui în scenă. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Dorea să vă atrag atenția asupra următoarelor cuvinte din acest verset a venit Isus. Ce lucru nemaipomenit! Isus va veni din nou și acesta este un alt lucru demn de reținut. Dar aici Isus a venit din obscuritatea unui mic orășel, Nazaret, unde și-a făcut ucenicia timp de 30 de ani. El vine acum și se identifică prin botezul său cu întreaga omenire. Vă amintiți ce a spus Isus lui Ioan în Matei, capitolul 3, versetul 15? lasă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ioan nu credea că trebuie să-l boteze pe Isus. Mă observați și faptul că aici este folosit numele Isus. A venit Isus. Acesta este numele lui cel mai des întâlnit în această Evanghelie. Numele Isus este folosit mai frecvent în Marcu decât în orice altă Evanghelie. Dar abia de acum Domnul Isus este prezentat într-o cu totul altă lumină. Și, îndată când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, și Duhul, pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Aici vedem Sfânta Treime prezentată în mod foarte clar. Îl vedem pe Domnul Isus, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, Duhul lui Dumnezeu care se pogoară peste el, Duhul fiind cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Și glasul din cer spune, Tu ești fiul meu prea iubit. Acesta este glasul lui Dumnezeu, cea din tâi persoană a Dumnezeirii. Aici ne se atrage atenția asupra Sfintei Trăim și astfel se pune pecetea cerurilor pe persoana și consacrarea lui Isus. Remarcați faptul că multe lucruri se întâmplă foarte rapid aici. Isus este slujitorul. Ioan Botezătorul este cel care îl prezintă, pentru că apoi Dumnezeu Tatăl să-l identifice și să-și pună pecete asupra lui. Dar urmează ispita care îi va aduce inițierea. Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie. Cuvântul tradus aici prin verbul amâna este un cuvânt care denotă gravitate și oarecare violență. Duhul lui Dumnezeu l-a împins pe Isus în pustie, pentru ca acolo el să fie ispitit. Este foarte important ca noi să înțelegem un lucru aici. Revenim la această întrebare. Poate el să împlinească această slujbă? Alții au eșuat, nu au putut rezista în fața ispitei. Adam a căzut. Noi a trecut prin potop pentru ca să eșueze ulterior în chip nefericit. Am văzut că nici Avram n-a reușit să rămână neclintit în fața ispitei. Moise a ieșuat și el, a condus poporul Israel și l-a scos din Egipt, dar nu i s-a îngăduit să intre în țara promisă. Și David a cedat în fața ispitei. În cazul lui Isus, ispita îl inițiază în lucrarea sa. A stat 40 de zile fiind ispitit de satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujea îngerii. Aici nu avem detaliile prezente în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, Isus a stat în pustie 40 de zile unde a fost ispitit de Satan. El a fost ispitit pe toată durata acestor 40 de zile. Unii oameni cred că Isus a postit vreme de 40 de zile după care a fost ispitit. Dragul meu, Isus a fost ispitit în tot timpul celor 40 de zile. Alții cred că în timp ce Isus era ispitit de Satan, fiarele salbatice și au adus și ele o contribuție mai mică sau mai mare la ispitirea lui. Marcu ne spune aici că Isus stătea împreună cu fiarele sălbatice și cu îngerii și era slujit și de unii și de alții. Fiarele sălbatice fac parte din creație și sunt puse sub stăpânirea omului. Acesta este motivul pentru care a creat Dumnezeu aceste animale. Amintiți-vă ce am spus când am parcurs Cartageneza. Toate acestea au pregătit o casă pentru om. După câte știm noi, acest pământ este singurul loc în care există oameni și care este locuibil pentru om. Fiarele sălbatice, care sunt mai prejos de omul, Hristos, Isus, îi slujeau, și la fel și îngerii, care fac parte dintr-o categorie mai înaltă decât omul. Acesta este lucru pe care ne-l spune Marco aici. Dar să mai înaintăm un pic, după ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. După ispitire, Isus își începe lucrarea. Observați din nou cuvintele asupra cărora v mai atras atenția în versetul 9. Isus a venit. După întemnițarea lui Ioan Botezătorul, Isus a venit în Galileea, el își începe lucrarea acum, predicând Evanghelia lui Dumnezeu și spunând: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Evanghelia lui Dumnezeu este aceasta. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. În Matei era împărăția cerurilor. Este vreo diferență între aceste două? Da, este. Și este de asemenea o suprapunere între ele. Împărăția cerurilor este domnia lui Dumnezeu asupra pământului. Împărăția lui Dumnezeu include întregul său univers, tot ceea ce există chiar și dincolo de marginile acestui pământ. Astfel, împărăția cerurilor este în împărăția lui Dumnezeu. Matei aplică domnia lui Dumnezeu în special acestui pământ. Marco merge mai departe și include o arie mult mai întinsă pentru că împărăția lui Dumnezeu cuprinde întregul univers, cu toate creaturile sale. Cât privește cele pământești, a spune împărăția cerurilor este aproape, este sinonim cu a spune împărăția lui Dumnezeu este aproape. Numai că împărăția lui Dumnezeu ar include regiuni cu mult în afara acestui pământ, pe când împărăția cerurilor înseamnă domnia cerurilor asupra pământului. Mesajul lui Isus este același cu mesajul lui Ioan Botezătorul din Evanghelia după Matei pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cred că, în prezent, acest mesaj a ajuns să fie răsturnat. Adică, noi punem credința înaintea pocăinței. Când vă întoarceți la Isus Hristos prin credință, vă întoarceți, de fapt, de la altceva. Și această întoarcere de la ceva este pocăință. Dacă nu a existat o întoarcere de la ceva, nu a existat o întoarcere reală la Isus Hristos. Este adevărat că, dacă a avut loc o întoarcere adevărată la Hristos, va apărea schimbarea în viața celui credincios, și tocmai aceasta arată că a avut loc o întoarcere de la ceva. Așa că nu este niciun fel de contradicție. Lucrul cel mai important este ca oamenii să creadă în Evanghelie. Am spus că evenimentele se succed rapid în acest prim capitol din Marcu, dar să nu uităm că această Evanghelie era scrisă pentru romani oameni de acțiune, oameni dinamici. Erau oameni ai puterii care conduceau întreaga lume la vremea aceea. Matei scrie pentru omul religios, Marcu scrie pentru omul puternic. Evanghelia după Luca se adresează intelectualului. Evanghelia după Ioan este pentru omul nenorocit, pentru omul care are nevoie de mântuire. Dragul meu prieten, este deosebit de important să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât și căutarea lui este atât de diversă precum de diferiți suntem noi. Indiferent de cultura din care venim, indiferent de clasa socială din care provenim, dragostea lui Dumnezeu a pregătit o formă prin care mesajul iertării să ne întâlnească, să ne convingă de dragostea lui sinceră. Să nu ignorăm această dragoste să căutăm să înțelegem și să răspundem cu aceeași căldură cu care ne înconjoară Domnul nostru